Să începem. Păi, țin și o fioră în aceasta de parfumel. Bună și bine v-am găsit la un nou videoclip la mine pe canal. Astăzi revin cu un clip pe care cred că nu l-am mai filmat de foarte mult timp. Uite, chiar o să mă uit acum pe telefon să vedem când a fost ultima oară când l-am postat. Ok, deci se pare că au trecut 2 ani de când n-am mai filmat un astfel de clip, însă mi-a fost cerut acum ceva timp. Maria, m-am uitat acum ca să văd că nu mai țin aminte, mi-a cerut să fac clipul, așa că asta fac. Și o să vorbim un pic și despre geantă și, bine, despre geantă am mai vorbit într-un clip, în clipul despre Vinted, pentru că, da, este vorba despre geanta de la Vinted, de care eu sunt absolut îndrăgostită. Chiar mi-a spus mama, acum când, înainte să merg la teatru, că, băi, da, mai ai și tu altă geantă, că ai și alte genți, numai pe aia o porți, mai poartă și pe celelalte. Și uite că, da, am schimbat-o pentru când am mers la teatru, dar acum vi-o arăt pe aceasta pentru că aceasta este preferata mea din ultimul timp. Vi-o mai arăt un pic așa. Este într-o stare perfectă. Eu i-am dat jos acele bretele pentru că îmi place să o port așa. Mi se pare că adaugă puțină eleganță ținutei și din cauza asta i-am scos. Plus că, nu știu, mie gențile astea care sunt de mărimea asta mi se par potrivite de a fi purtate așa. Vă cam murdat aici un pic de ruj pe spate, nu știu dacă s-a văzut când am arătat, în fine. Deci îmi place mai mult să le port așa decât crossbody, dar în fine. Așa, hai să începem. Se deschide așa. Înăuntru are un compartiment destul de încăpător și mai are un compartiment care se închide cu, cum îi spune, cu fermoar și unul care nu se închide. Geanta este de la Jenny Ferry, de la CCC, doar că eu am luat-o de pe Vinted cu 35 de lei sau chestii genul ăsta și o să vă arăt tot ce se află în ea. Ce țin să precizez este faptul că uneori se întâmplă să am telefonul băgat în geantă, alteori nu. Și apropo, am schimbat husa cu asta roz. Aici am pățit o mică chestie, nu știu, mi s-a mânjit de ceva. Nu știu dacă este pix, am încercat să scot, dar nu mai ieșea, așa că am lipit un sticker. Da, eu obișnuiesc să fac chestia asta și îmi place, sincer. Și am pus sticărul ăsta cu căpșunică, mă gândesc să pun mai multe ca să arate mai uniform totul, dar momentan am pus doar unul. Așa, și ce mai vreau să mai zic este faptul că uneori am șervețele uscate, uneori nu am. De cele mai multe ori nu am, dar trecem peste. Și uneori am camera de filmat, uneori nu am. Depinde dacă filmez vlog. Dacă nu filmez, nu o să am, dar am vrut să vă zic asta de la început. Apoi, am portofelul care nu mai arată atât de bine precum arăta înainte. Nu știu dacă vedeți voi, dar aici s-a făcut așa o... Nu era înainte, sincer, dar nu știu ce s-a întâmplat. În rest, el așa este în stare perfectă. L-am de pe Shein, dar... Și vine și aici cu un ciucuraș și o inimioară, dar să știți că mi-am luat unul de pe Vinted, care ar trebui să-mi ajungă ori azi, ori mâine. N-am mai avut răbdare până atunci, am vrut să filmez clipul, dar o să fie unul foarte drăguț, o să vi-l arăt acum pentru că îmi place la nebunie. Hai să vedem. Mi se pare că merge pe stilul ăsta, adică mi se pare că este foarte la modă, în sensul în care are o floricică tridimensională așa și se poartă chestiile astea. Uitați, ăsta este. Și este vișiniu. Mi-a plăcut foarte mult, abia aștept acum să văd cum este în realitate, dar să știți că pe ăsta l-am de pe Shein, îl mai găsiți și acum. Așa, apoi...
Aici este... Am făcut un upgrade, pentru că ultima oară când am făcut clipul ăsta, cred că m-am arătat altceva, mai am chestia aia, dar eu încerc ca în toate gențile mele să am câte un mic porfar din asta de urgență, să zic eu. Ăsta este un pic mai fancy, este de la Jimmy Choo, ca să vă interesează, a venit cu un parfumel înăuntru, atunci când a fost cu Sephora, iar aici țin chestii precum pastile, NOSPA, plasturi, absorbante, chestii foarte uzuale care încap aici și, nu știu, eu nu pot să plec și încerc să nu plec fără pastile sau chestii genul ăsta la drum, nu știu, chiar și dacă ies până la piață, chiar dacă mă luam un restaurant, îmi place să fiu precaută, mai ales că eu sunt și un pic mai sensibilă, mă mai confrunt cu, nu știu, dureri de stomac sau dureri de picior, spate, chestii genul ăsta și prefer să fiu previzibilă, precaută, să zic așa. Mai bine să le am la mine, să nu le folosesc, că am și o vorbă. Cum era, mă? Mai bine să fie decât să-mi trebuiască o chestie genul ăsta. Să fie, să știu, e un confort psihic și îmi place să fiu un confort ăsta, așa că mereu am câte o chestie genul ăsta. Apoi, am și o cremă de mâini pe care o schimb frecvent. Snowflakes in Cashmere de la Bath & Body Works. Acum a venit căldura. Doamne, ce bine mireasă. Dar mai am foarte puțin din ea, adică foarte puțin. Mai am cam jumătate din ea și vreau să o termin. Eu nu prea țin cont, v-am mai spus de-a lungul timpului, de parfumuri, în sensul în care dacă un parfum este dulce și eu vreau să-l folosesc vara, o să-l folosesc și vara. Apoi, ce mai am? Am pastiluțele astea de la Mivolis din DM, pe care le-ați văzut voi în clipul cu holul. Să știți că sunt foarte bune, sunt mentolate, dar și dulci în același timp, îmi plac mult. Apoi am mai găsit niște plasturi, pentru că am peste tot acum. Apoi, țin și o fioră în aceasta de parfumel. Asta este Terre de Lumière de la L'Occitane, care mi-a lăsat foarte bine. Motivul pentru care țin așa ceva, pentru că eu de obicei mă parfumez când plec de acasă. Se întâmplă foarte rar să uit. Dar motivul pentru care țin ceva cu miros fain la mine în geantă este pentru atunci când decid să merg la și să folosesc o baie publică. Se întâmplă foarte rar pentru că am o problemă, am o... nu știu cum să zic... nu știu cum să o numesc. Dar nu... prea pot să fac, adică prefer să nu fac în băile publice, mă duc foarte rar, dacă este o mega, giga, hecta urgență, dacă știu că mai e foarte mult timp până când ajung acasă sau de acolo de unde sunt trebuie să plec în altă parte și o să dureze foarte mult până când ajung acasă sau, nu știu, chestii genul ăsta, atunci iau o fioră în asta și dau pe acolo, pentru că nu suport mirosurile, am o problemă și cu mirosurile, sunt, am un nas foarte sensibil, am un nas foarte bun, miros, adică nu știu, tot fel de chestii și am o memorie senzorială, așa să zic, senzorială, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar nu știu, am chestia asta cu mirosurile și din cauza că am un nas foarte sensibil, foarte bun, mirosurile neplăcute le simt imediat și prefer să nu. Apoi, am un dezinfectant de la Touch. Este cel cu violete de tip spray. Personal, nu prea mai îmi place tipul ăsta de dezinfectant, doar că, adică mă refer la metoda asta de a-l aplica tip spray, doar că nu mai am niciun dezinfectant, deci din câte am avut eu, nu mai am niciunul, așa că îl folosesc pe ăsta până când o să-mi iau altul mai bun. Apoi,
Ceva ce la fel nu îmi lipsește este acest PS Fresh Mint de la cum îi zice? De la Primark. Este un spray de gură. E bun de avut acolo, mai ales dacă nu știu, te duci la restaurant, să zicem, și consum ceva, nu știu, care conține ceapă, usturoi și după aia știi că trebuie să pleci în altă parte și nu știu, eu nu sunt genul care să car după mine peruța de dinți să mă spăl pe dinți la restaurant. Nu știu câți dintre voi faceți treaba asta, poate există și persoane, adică am auzit, știu că există, dar eu nu sunt genul ăsta, așa că prefer să am ceva de genul acesta. Apoi mai am un balsam de buze și ăsta este Cicaplast de la La Roche-Posay. Chiar uitasem că l-am aici, că îl căutasem la un moment dat. Este un balsam de buze bun pentru momentele în care sunt dată cu un ruj lichid sau un ruj foarte greoi, foarte uscăcios. Am momente în care simt nevoia de un astfel de produs pe buze. Evident că am și oglinda, asta este de la Melchior, de acum 1000 de ani, cu Je suis blogger. Așa. Și cred că asta este tot ce se află în geanta mea. Mai țin cu mine și un ruj. Acum eu îl schimb în funcție de rujul pe care îl port în ziua respectivă. Schimb rujul, de aceea nu îl vedeți. Dar în general cam asta țin în geantă. Îmi lipsește foarte mult și cred că geanta asta ar fi fost geanta perfectă dacă ar fi avut aici un fermoar. Deci sufăr foarte mult de un fermoar aici lateral cumva, pe spate. Pentru că este foarte la îndemână, așa trebuie mereu să deschid, să mă uit, să caut, în fine. Dar, în general, atunci când îmi cumpăr genți, caut să aibă fermoare aici lateral. Și, da, asta este tot ceea ce se află în geanta mea. Este un tip de clip foarte, foarte, foarte vechi, dar știu că este foarte iubit pentru că... Na, lucrurile se mai schimbă, adică ceea ce ați văzut voi acum în clip, pe majoritatea nu le-ați văzut și în clipul trecut. Apropo de clipul trecut, o să vi-l linkuiesc până pe sus ca să mergeți să vedeți și pe aceea, să vedeți ce s-a schimbat, ce nu. În general, se schimbă mărcile produselor și nu neapărat produsul, tipologia de produs, adică o să vedeți probabil și în clipul acela că aveam un spray de gură sau nu, habar n-am, că nu mai știu, au trecut 2 ani de atunci, don't judge me, așa, și da, cam asta a fost clipul de azi, dacă v-a plăcut așteptați un mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez, iar până la următorul videoclip, să aveți o zi superbă, pam, pat, pam!